Lipsa de personal în Poliția Română a determinat conducerea instituției să treacă anul acesta la organizarea celui de-al doilea concurs de selecție a unor agenți de poliție din sursă externă. Examenul se va desfășura în data de 19 noiembrie. Din cele 61 de posturi scoase la concurs, 9 sunt la Poliția Municipiului Roman. În perioada 37 octombrie 2016, persoanele care doresc să participe la concursurile organizate în vederea ocupării celor 61 de posturi scoase la concurs de IPJ Neamț pot depune cererile de înscriere la sediul Inspectoratului de Poliție din municipiul Piatra Neamț, strada Eroilor. Totodată, inspectoratul scoate la concurs, prin încadrare directă, în vederea reducerii deficitului de personal, un număr de 58 de posturi vacante de agenți existente în statul de organizare al unității, în structura de ordine publică și structura de poliție canină și un post în cadrul structurii de poliție rutieră. Astfel, din totalul posturilor scoase la concurs, la nivelul Poliției Municipiului Roman sunt 9 funcții de agent de siguranță publică și patrulare în cadrul birourilor și compartimentelor de ordine publică. Din cele 30 de funcții de ajutor de șef de post, câte unul este pentru următoarele localități: Rediu, Cândești, Costișa, Săbăoani, Răucești, Gârcina, Alexandru Cel Bun, Războieni, Tupilați, Doljești, Bâra, Români, Moldoveni, Valea Ursului, Bozieni, Pâncești, Dulcești, Ruginoasa, Văleni, Bicaz-Oardelean, Bicaz Chei, Crăcăoani, Bălțătești și Timișești. Câte 2 funcții de agenți sunt scoase la posturile de poliție rurală de la Săvinești, Secuieni și Urecheni. Prima etapă a concursului este evaluarea psihologică, ce se va susține în perioada 8-15 octombrie, înaintea examinării medicale. În perioada 19-28 octombrie, candidații declarați apt la evaluarea psihologică se vor prezenta la Centrul Medical Județean în vederea evaluării. După trecerea probei fizice eliminatorii, candidații vor trebui să rezolve un test grilă format din 60 de întrebări. Pentru a fi admis, candidatul trebuie să obțină minim media 7.